Cristina Cilianu s-a tăvălit pe jos la Tel Aviv, nu fiindcă ar fi vreun copil răzgâiat căruia părinții refuză să-i cumpere jucăria. Nu, este nici mai mult, nici mai puțin decât jurnalist la DigiTV și a încercat să înșele opinia publică, tăvălindu-se ca și când era bombardată de rachetele Hamas. În realitate, Aparatul de filmat, camera video, a surprins în imediata ei vecinătate oameni plimbându-se liniștiți pe stradă. Deci, nu era niciun atac, a simulat, a jucat un teatru ieftin. Problema pe care eu mi-o pun este: de ce, până acum, DigiTV nu a luat o decizie de a o da afară, una la mână, dacă nu cumva a fost la indicație superioară, și doi, de ce instituția care pretinde că apără dreptul la bună informare al cetățenilor, respectiv Consiliul Național al Audiovizualului, nu a luat nicio măsură în legătură cu această gravă dezinformare, până la urmă săvârșită prin intermediul unei televiziuni foarte cunoscute.